Aloha, prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau în primul rând să facem un scurt update al pieței cripto și asta pentru că astăzi se vor deschide piețele bursiere după 3 zile de pauză, după un weekend prelungit și este posibil ca următoarea mișcare a monedei Bitcoin să fie influențată de mișcarea indicelui S&P 500 și de asemenea vreau să vedem și câteva știri interesante din piața cripto și printre acestea chiar o știre care are legătură cu BNB-ul, moneda celor de la Binance. Începem cu indicele de Fear and Greed din zona de cripto. Aici vedem că acest indice are astăzi o valoare de 51, din nou are o valoare de peste 50 și este în zona de neutral, asta după 9 luni în care acest indice nu a mai atins această valoare. Am discutat și ieri de faptul că pe 15 atinsă pentru prima oară după 3 trimestre această valoare și acum vedem că din nou se menține în zona de 50 și ne arată că piața cripto este mult mai optimistă și da, se așteaptă la o mică creștere, cel puțin măcar pentru câteva săptămâni. De asemenea, dacă mergem pe CoinMarketCap, vedem că piața este destul de ok, adică sunt scăderi mici pe Bitcoin, dar nimic semnificativ. În mare parte, piața cripto este momentan pe verde și dacă mergem pe monedele cu cele mai frumoase creșteri din ultimele 24 de ore, avem de exemplu Gala, care are o creștere de aproape 11%, a ajuns undeva din nou la valoarea de 5,3 cenți. De asemenea, Kava a avut o creștere frumoasă, 10% cu aproximație și aproape 1,93 de cenți în prezent, iar alte două monede care au crescut, Decentraland și Sandbox, două monede foarte similare, două monede care au un preț foarte asemănător, Decentraland la 72 de cenți, în timp ce Sandbox 73 de cenți. Și da, în mare parte vedem creștere destul de ok și piața se menține la același nivel pe care l-a atins și în weekend. Dacă mergem pe Bitcoin, pe TradingView, observăm că ieri a atins 21.400, am discutat ieri despre această creștere și de asemenea am mai atins odată aseară acest preț, 21.458 pe Bitcoin, undeva la ora 23-22, în jurul acestei ore, în timp ce Ethereum, care a încercat să ajungă pe 14 ianuarie la acel preț de 1600, dar nu a reușit, vedem că ieri a reușit pentru o scurtă perioadă de timp să ajungă la 1602 dolari și da, Ethereum arată mult mai bullish în această perioadă. Iar toată atenția investitorilor din piața cripto este astăzi îndreptată spre indicele S&P 500. S&P 500 este la o rezistență foarte puternică și mulți se așteaptă la un dump și bineînțeles se tragă după el și moneda Bitcoin. Am discutat și ieri despre acest scenariu și menționam faptul că bursa a fost ieri închisă, astăzi va fi deschisă după o pauză de 3 zile și da, mulți dintre noi așteptăm să vedem în ce direcție va merge indicele S&P 500, dacă va reuși, e posibil să ajungă undeva până la 4090, cu aproximație 4080 în această zonă, 4100 să zicem, și apoi să urmeze dump-ul, dar da, sunt șanse destul de mici ca S&P-ul să treacă peste acest nivel. După ce piața cripto a început din nou să viseze, după această creștere a monedei Bitcoin și bineînțeles a industriei cripto din acest început de an, vedem totuși că primim și câteva vești negative, de exemplu, Forumul Economic Mondial preconizează că în 2023 s-ar putea ca întreg globul să aibă parte de o recesiune, da? Este un subiect pe care îl discutăm de un an de zile și momentan această recesiune încă nu a fost recunoscută oficial și conform unui raport din partea Fondului Monetar Internațional se așteaptă ca o treime din planetă să intre în recesiune în 2023. Iar acest raport menționează și un triple challenge pe care economia s-ar putea să îl întâlnească în 2023 și asta pentru că pe de parte avem prețuri foarte ridicate la multe produse de bază, dacă pot să zic așa, de asemenea avem o înăsprire a politicii monetare și în același timp o cerere mai scăzută, iar toate aceste lucruri vor duce, bineînțeles, la o criză economică. Tocmai din acest motiv vedem foarte multe concedieri, atât la companii mari precum Amazon, Microsoft și de asemenea am văzut și la multe companii din spațiul cripto și tocmai din acest motiv vreau să insist că încă nu am pierdut niciun trend dacă nu am cumpărat acum când Bitcoin s-a făcut 21.000, pentru că cred că vom ajunge să vizităm din nou un preț pe Bitcoin sub 20.000 de dolari și vom vedea noi reduceri în perioada următoare. Iar o altă problemă pentru piața cripto, dar și pentru piața bursieră, ar fi evidențiată de acest indice, DPI sau Disposable Personal Income sau Personal Saving Rate, deci reprezintă un indice care arată ce procent din venituri îl pot aloca americanii către economii, adică
ce procent din salariu nu este folosit pentru cheltuielile zilnice și vedem că acest indice a ajuns la cel mai mic procent din ultimii 17 ani și are o valoare de 2,3, o valoare pe care nu am mai atins-o din 2005. Adică, da, nu ne arată într-un fel că americanii ar fi dispuși în această perioadă să aloce economiile lor pentru investiții care, sincer, pot fi foarte riscante în această perioadă. Iar un detaliu foarte interesant este că în acest raport vedem, de exemplu, și valoarea acestui indice în perioada pandemiei, atunci când avea o valoare de peste 30%, deci mult mai mare, de peste 10-15 ori mai mare decât cea înregistrată în prezent, vedem că în perioada pandemiei, de exemplu, avea o valoare de peste 30%, în 2019-2020, iar apoi în 2021 era peste 25%, și asta într-o perioadă în care atât piața bursieră, dar și piața cripto practic au explodat. Aici, bineînțeles, trebuie să înțelegem faptul că în acea perioadă mall-urile, de exemplu, erau închise, americanii nu aveau pe ce cheltui banii, de exemplu, și anumite alimente erau foarte ieftine, de exemplu, știu că carnea de pui era foarte ieftină, combustibilul era foarte ieftin în acea perioadă. Și după cum am zis, mulți nu puteau merge în concedii, nu puteau merge la film și aveau aceste economii pe care le-au alocat în piața cripto sau în piața bursieră, au primit și acel stimulus check, acel ajutor din partea statului american și da, atunci am văzut un bull run foarte, foarte agresiv, dar având în vedere cum arată economia mondială și cum vedem acest indice care arată economiile americanilor în prezent, e greu să ne așteptăm la o creștere și în 2023. De asemenea, să nu uităm că în următoarea perioadă urmează o nouă ședință Fed, o nouă ședință Fed unde se va mări dobânda de referință. Această ședință este programată pe 1 februarie, deci mai avem două săptămâni. Vom vedea, odată ce ne apropiem de acest eveniment, anumite păreri din piață și anumite așteptări pe care analiștii le vor avea de la această ședință, dar știu că în prezent mulți se așteaptă la o mărire de doar 0,25%. Dacă s-ar întâmpla așa, sincer, cred că piețele vor exploda pentru o scurtă perioadă de timp, dar dacă mărirea de dobândă va fi exact ca cea din decembrie, adică 0,5%, cred că vom vedea un dump foarte mare pe piața cripto. Bineînțeles, sunt conștient că nu toată lumea este de acord cu mine și menționez faptul că aceasta este doar părerea mea, dar aș vrea pur și simplu să o transmit pentru că știu că mulți sunt foarte FOMO în această perioadă, mulți cred că au pierdut trenul și gata, mergem înapoi la $100,000. Nu știu, eu prefer să fiu mai prudent în această perioadă, încerc să transmit cum văd eu piața cripto în această perioadă, tocmai pentru a nu face greșeli foarte mari, pentru că, deși sunt prețuri bune, trebuie să recunoaștem că Bitcoin la 21.000 este un preț foarte bun, trebuie să înțelegem că piața poate să mai scadă și nu ar trebui să intrăm acum cu tot capitalul. Dar haideți să trecem și la câteva știri interesante din piața cripto și începem cu o știre din Japonia de data asta și vorbim de autoritățile de reglementare japoneze care vor ca piața cripto să fie reglementată și să fie tratată exact ca sistemul bancar. Deci asta ar însemna să vedem probabil reglementări mult mai dure pentru această industrie, un lucru la care mulți ne așteptam în 2023 și bineînțeles această decizie ar putea fi una nu foarte bună pe termen scurt, dar pe termen lung ar putea ajuta foarte mult această industrie. Practic, japonezii doresc ca autoritățile de reglementare de la nivel global să vină cu reguli mult mai dure pentru piața cripto, pentru că, în primul rând, ei iau în considerare și colapsul FTX care a avut loc în noiembrie, dar și aceste companii din spațiul cripto care promit anumite beneficii utilizatorilor, anumite reward-uri, anumite venituri pasive și vedem că foarte multe nu respectă promisiunile. Vedem Gemini, vedem de exemplu Celsius sau Voyager și bineînțeles vedem acum și FTX-ul sau Alameda Research. În continuare trecem la o veste bună din spațiul cripto, o veste foarte bună pentru cei care au investit în BNB, moneda celor de la Binance, și aflăm că Binance a ars astăzi monede BNB în valoare de 620 de milioane de dolari și asta pentru că, după cum bine știți, BNB-ul a promis că va arde monede până ce va avea în circulație maxim 100 de milioane de monede BNB, iar evenimentul de astăzi reprezintă burn-ul cu numărul 22 pentru moneda BNB și este în același timp burn-ul cu cele mai multe monede arse în istoria acestei monede. Binance a anunțat astăzi pe Twitter faptul că a ars peste 2 milioane de monede BNB, a scos din circulație acest număr de monede care
ar avea un preț de peste 600 de milioane de dolari, o veste bună pentru acest exchange și pentru moneda lor, și de asemenea aflăm că este cel mai mare burn din istoria acestei monede. Burnul care deținea recordul înainte de ziua de astăzi era burnul cu numărul 14, care a fost în urmă cu 2 ani și da, vedem aici chiar o poză pe Twitter în care vedem toate burnurile făcute de cei de la Binance pe moneda BNB. Dacă mergem pe postarea celor de la Binance de pe Twitter, vedem toate sesiunile de burn făcute până acum de Binance pe BNB. Vedem aici, de exemplu, și acea sesiune care a fost record înainte de burnul făcut astăzi. Era vorba de sesiunea cu numărul 14, unde s-au ars 3,6 milioane de monede, dar trebuie menționat că atunci BNB-ul avea un preț mult mai mic decât îl are în prezent și asta, deși moneda este în bear market. Și da, tocmai din acest motiv, burnul de astăzi de 2 milioane de monede BNB este cel mai mare din istoria acestui exchange, din istoria acestei monede, și reprezintă 1,3% din supply și are o valoare de peste 600 de milioane de dolari. De asemenea, dacă mergem pe CoinMarketCap, pe BNB, vedem că moneda în prezent are un preț de 301 dolari, a ajuns la 315, dacă nu mă înșel, atunci odată cu creșterea uriașă din acest weekend, și momentan, da, a mai scăzut puțin, deși a fost acest burn care ar fi trebuit într-un fel să ofere o știre mai optimistă pentru moneda BNB și să vedem chiar o creștere a prețului. Și un detaliu interesant în prezent pentru BNB este faptul că dacă mergem pe zona de supply, vedem că a lansat momentan 79% din supply în circulație, deci e posibil să mai lanseze și alte monede BNB, cei de la Binance, în perioada următoare, dar având în vedere că supply-ul era inițial de 200 de milioane de monede și cei de la Binance au anunțat că vor arde 100 de milioane, adică vor rămâne doar cu 100 de milioane de monede BNB, cred că este o știre foarte bullish pentru această monedă pe termen lung și poate fi o investiție foarte bună alături de Bitcoin și Ethereum. Iar următoarea știre de astăzi o vom prezenta pe scurt și vom vorbi despre cei de la Free Arrows Capital, despre fondatorii acelui fond de investiții care a intrat în faliment. Vorbim de Su Zhu și Kyle Davies. Aceștia, după ce, din păcate, au prăbușit acel fond de investiții Free Arrows Capital, care a avut crash-ul în special din cauza proiectului Terra Luna, se pare că aceștia s-au gândit să înființeze un nou exchange, un exchange numit GTX, care le oferă ceva unic investitorilor care aveau fondurile pe platforma FTX. Ei bine, Zhu și Davies se pare că vor să strângă 25 de milioane de dolari pentru a crea acest nou exchange și vor de asemenea să introducă o nouă criptomonedă numită USDG. Nu știu sincer dacă este un stablecoin și dacă va avea prețul fix de 1 dolar, dar ce introduce nou acest nou exchange este că utilizatorii vor putea transfera datoriile pe care le au de la FTX, adică investițiile făcute pe FTX pe care nu le pot accesa în această perioadă, vor putea fi transferate pe exchange-ul GTX și se pare că vor putea primi suma respectivă în moneda USDG, adică ei vor putea practic să-și transforme datoria de la FTX în monede USDG. Practic, ce introduce acest exchange nou în piața cripto este faptul că cei care au fost păgubiți pe FTX își vor putea transfera datoriile de la FTX pe exchange-ul GTX și vor putea fi plătiți în moneda USDG. Și bineînțeles, acel exchange va putea sau va încerca pe propriul său risc să recupereze acea datorie de la FTX. Personal, nu sunt mare fan al acestei idei pe care au promovat-o fondatorii Free Arrows Capital, mai ales că să nu uităm că fondul lor de investiții a ajuns în faliment, dar știu că sunt foarte mulți care au fost păgubiți cu FTX-ul și acum caută o variantă să-și recupereze banii și da, pentru unii s-ar putea să fie o soluție, pentru unii s-ar putea să fie singura variantă prin care visează sau speră să-și recupereze banii pe care i-au pierdut pe FTX. Sunt curios care este părerea voastră despre acest exchange pe care cei de la Free Arrows Capital vor să-l introducă în piața cripto și de asemenea ce părere aveți de BNB, moneda care a avut o creștere destul de frumoasă după creșterea monedei Bitcoin și care a anunțat acest burn foarte interesant și care oferă un scenariu foarte bullish pe termen lung. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit și noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!